spitalului de relații. Pentru a avea un mare succes, nu e nevoie ca cineva să înscrie multe persoane în rețea. De regulă sunt suficienți 4-5 cunoscuți, dar care să consume produsele respective și să le recomande mai departe. Iar dacă eu voi reuși să aduc în această afacere, direct sau prin alții, câteva persoane care vor avea succes, eu voi avea un succes mai mare decât al lor. În orice altă afacere aș fi implicat, cei care vor să-mi urmeze exemplul pot deveni concurenții mei și pot avea de pierdut de pe urma activității lor. Franciza alternativă poate însă transforma pe orice om interesat de afacerea mea într-un partener. În lanțul comercial clasic, produsul ajungea la consumator după ce trecea prin depozitele mai multor comercianți. În network marketing, produsele ajung la consumator de regulă direct dintr-un depozit central. Nu e nevoie ca membrii să țină evidența vânzărilor efectuate de oamenii din rețeaua lor, pentru că aceasta este grija companiei. Dar fiecare membru are dreptul și posibilitatea de a primi o astfel de evidență care este actualizată zilnic, în cele mai multe cazuri, și care poate fi accesată prin internet pe o pagină personalizată de pe site-ul companiei. Sintetizând, am putea spune că franciza caută să minimizeze riscurile, în timp ce franciza alternativă le optimizează. Celor care se îndoiesc de acest lucru, trebuie să le spunem că peste 35% din miliardarii americani sunt generați de acest sistem. Poate avea oricine succes în network marketing? Absolut. Pot avea toți succes? Nu. Dar nici nu e cazul să credem că cineva trebuie să piardă pentru ca alții să câștige. Dacă produsele vândute într-o astfel de rețea sunt de calitate, atunci toți vor avea de câștigat. Unii se întreabă de ce mass media nu încurajează aceste sisteme. Răspunsul e simplu. Televiziunea, radioul și aproape toate publicațiile trăiesc din reclame și publicitate, fiind interesate de succesul sistemelor comerciale clasice, din care fac parte și clienților indispensabili. Nu e nimic greșit în aceasta, dar franciza alternativă își face reclamă pe alte căi, folosind recomandările de la om la om. Mai sunt și persoane care confundă aceste sisteme cu jocurile piramidale. Ei bine, în jocurile piramidale nu există decât rețeaua și sumele de bani care circulă în sistem de jos în sus. O astfel de rețea rezistă atâta timp cât vor mai fi în jur persoane care să fie gata să plătească niște sume, bazându-se doar pe speranța că și alții le vor urma exemplul. În network marketing există și produsele care sunt oferite în schimbul banilor, așa încât o astfel de rețea va funcționa atâta timp cât vor exista produse competitive care se vând în cadrul ei. Chiar și consumatorii care nu au reușit să-și formeze încă o rețea sunt mulțumiți pentru că au acces la produsele companiei pe care le cumpără la preț de distribuitor cu o anumită reducere. Așadar, problema jocurilor piramidale este că ele nu vând practic nimic. Dacă am ajunge să credem că problema lor este structura în sine, care poate fi asemănată cu o piramidă, atunci ar trebui să vedem un joc piramidal în orice companie, în orice organizație guvernamentală și practic în tot ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că toate acestea au o structură piramidală, fie ca organizare, fie ca repartizare a beneficiilor. Dacă cineva vă cere să evitați folosirea datelor de contact de pe ecran, are o moralitate îndoielnică. Dacă președintele unei astfel de corporații ar anunța într-o zi că toți angajații vor fi instruiți și vor avea acces la toate informațiile necesare pentru creșterea productivității, și că fiecare va primi o cotă din acțiunile companiei în funcție de aportul adus la succesul ei, aceasta ar aduce cu siguranță o bucurie nesperată pentru cei angajați.
dar franciza alternativă oferă tocmai astfel de mecanisme și stimulente. Desigur, aici nu vorbim de angajați, ci mai curând de asociați independenți. Dar avantajele sunt evidente. Chiar dacă acest sistem mai are criticii lui, grupul acestora este într-o continuă scădere. Unele rețele au împlinit de mult 40 de ani, cum ar fi cea lansată de Amway, și încă se mai dezvoltă, contrar previziunilor sumbre făcute odată de unii analiști. Produsul este cel care ține și dezvoltă rețeaua în aceste sisteme. Am ajuns astfel la cea mai frumoasă parte a afacerii noastre, și anume la produs. Spunem lucrul acesta pentru că noi vă oferim cea mai spectaculoasă combinație în care intră cel mai vândut produs alimentar, cel mai sănătos element al lumii biologice, o companie de prestigiu care a urcat fulgerător în fruntea mai multor topuri mondiale și un plan de marketing orientat spre beneficiul tuturor consumatorilor interesați de o afacere simplă, curată și eficientă. Simplificați-vă munca vizitându-ne pe site-ul idealpromo.eu. Produsul cel mai vândut la bursă este petrolul. Calitățile lui sunt cunoscute, iar neajunsurile sunt tot mai mediatizate. Dacă cineva ar găsi formula ideală a petrolului ecologic, ar da o lovitură istorică. Din nefericire, biodieselul nu ar putea acoperi necesarul global, de aceea căutările continuă. Să luăm produsul care se află pe locul 2 la bursă, și anume cafeaua. În lume se consumă zilnic 1,4 miliarde cești de cafea. Totuși, problemele de sănătate pe care ea le creează în timp nu sunt deloc neglijabile. Iată de ce putem spune că o soluție în acest domeniu ar putea aduce beneficii majore și multiple. Ei bine, soluția există și ea depășește așteptările noastre. Nu doar că elimină factorii de risc, dar aduce în atenția noastră o gamă uimitoare de produse care au proprietăți terapeutice absolut remarcabile. Toate aceste produse au la bază extractul de Ganoderma, o adevărată comoară a terapiei naturiste, dar care, ca orice comoară, se găsește extrem de rar în natură. De aceea, puterea ei de vindecare a fost o taină pentru multe continente. Experiențe conduse în ultimii ani de cercetători independenți de prestigiu au demonstrat eficacitatea acestei plante în lupta cu celulele canceroase. De asemenea, Ganoderma este ca un burete avid după toxinele din corp, eliminându-le cu maximă eficiență. Experiențele făcute pe animale au demonstrat că rezultatele pozitive nu pot fi puse pe seama autosugestiei sau a efectului placebo, ci ele rezidă în proprietățile terapeutice ale Ganodermei. Ganoderma este acum cultivată într-un mediu controlat din care este exclus orice aditiv chimic, în ținutul Kedah din Malaysia, una dintre cele mai nepoluate zone din lume. Remarcabil e faptul că aceste produse au intrat de curând în Europa prin România. Acest lucru este o premieră absolută. De regulă, noi românii eram ultimii la care ajungeau astfel de afaceri, un fel de capăt de linie. De data aceasta, avem șansa unică de a ne extinde rețeaua pe întregul continent, în țări cu potențial economic dezvoltat. Acest lucru a fost posibil datorită unui cetățean australian de origine română care a fost afectat de o paralizie apărută pe neașteptate. După ce a încercat tot ce era omenește posibil pentru a se vindeca, el a descoperit aceste produse care au început să-și facă efectul încă din primele săptămâni. După 9 luni, el era complet restabilit. În tot acest timp, el a vorbit și altora despre rezultatele obținute și așa a ajuns să obțină venituri din ce în ce mai mari. În final, el a primit permisiunea de a lansa produsele pe continentul nostru. Noi vă putem ajuta să beneficiați din plin de această oportunitate.